nu văd niciun așadar, motiv acum, ca aceste lupte să întoarcem nu continue. La show, da? La meciurile din acest ring, din această seară. Următorul meci este la categoria de 86 de urcăm kilograme. Iarăși în categorie, dacă Rusu și Panaite s-au bătut cu rafale în mitraliere la 61 de kilograme, aici la 86 lucrurile nu mai sunt deloc așa. Vasile Borșevski! Vasile Borșevski, cel tocmai anunțat acum, este din Chișinău. Luptă pentru clubul Thai Boxing Club. Are 26 de ani, Băveanul, 1,85 m înălțime și un palmares perfect echilibrat. 6 meciuri, 3 victorii, 3 înfrângeri. Wants to be heard, whether it's the beat or the mic. Trecem repede spre adversarul său, unul pe care l-am văzut câștigând și pierzând meciul în această promoție. Este vorba de Vasile Mihai Vornicu. Amariție. Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, Vasile Amariție! 16 meciuri pentru Amariței, un luptător înalt, la cam la 1,93 m, 21 de ani pentru Vasile Amariței, deja 16 meciuri așadar, cu 12 victorii, un egal și 3 înfrângeri. L-aveam invitat pe Badrâhari aici și Sammy Shields, pentru că poate cine știe, l-ar fi inspirat altfel această melodie. Ladies and gentlemen, next fight, 86 kg, 3 rounds, 3 minutes. Intră din nou în funcțiune ring announcerul Galei cu prezentarea celor doi. 185 cm, 86 kg, 26 years old, his professional record, 6 fights, 3 wins, 3 losses, from Chișinău, Moldova, Vasile Borșevski! Doi Vasile în ring în această luptă, unul de dincolo de Prut, Borșevski, celălalt Amariței, prezentat. His professional record, 16 fights, 12 wins, 1 by KO, 3 losses, 1 draw. Ladies and gentlemen, from Romania, Vasile Amariței! Referee in the ring for this fight. Amariței e un luptător, hai să spunem, deschis, un tip care se aruncă acolo cu multe lovituri. De cele mai multe ori a câștigat, dar atunci când adversarul a reușit să-i speculeze slăbiciunea, am văzut și meciuri pe care nu l-a terminat foarte bine. Hai să vedem acum de ce este în stare. Start așadar în Borșevski versus Amariței. Cu mănuși roșii Amariței. În gardă cei doi, o încercare bună de croșeu de stânga pentru Amariței. Deocamdată se bazează ambii pe lupta pe brațe. O, excelentă lovitură! Croșeu de stânga și încă unul de dreapta. Și Borșevski face cunoștință cu podeaua. Ce knockdown rapid. Ce lovituri fulgerătoare. La categoria asta se bine perfect forța cu viteza. Amariței forțează, simțind sau încercând să profite de slăbiciunea adversarului. Iarăși, croșee în mare forță. V-am spus, este un luptător care riscă foarte mult și încă o dată. După lovitură înaltă de picior, vine o dreaptă. Cel trimite din nou pe moldovean la podea. Luptătorul din Chișinău încearcă să-și revină.
Nu e deloc simplu, atenție, probabil la următoarea numărătoare lucrurile se vor termina aici. Amariței forțează cu această scădere de nivel, lovitură înaltă de picior. Oh, dreaptă din nou și lucrurile se vor închide pentru că direct asta este una extraordinară. Se clatină acolo Borșevski și eu zic că arbitrul trebuie să întrerupă chinul, indiferent de reacția celui din Chișinău. Trei numărători sunt suficiente ca să ne dăm seama de un adevăr simplu. Amariței este mult mai bun decât adversarul său, cel puțin în această seară. Dreapta, de fiecare dată, dreapta l-a trimis pe adversar la podea, dar de fiecare dată, dreapta aceea a fost însoțită și de altceva. Fie de o lovitură înaltă de picior, fie de o stângă, așa cum a fost cazul în prima, la prima numărătoare, a avut grijă să-și dubleze loviturile foarte bine a Mariței și iată aici, dreaptă, dar înainte fusese o stângă excelentă. Bine că n-a prins și lovitura aceea de picior. Un pic prea din scurt reluarea asta. Sigur că la categoria asta, dacă ești surprins cu astfel de lovituri, e greu să duci meciul până la capăt. Trebuie să vă dați seama că băieții ăștia sunt bine antrenați și practic dacă te prind cu lovituri în plin, n-ai nicio șansă de scăpare. Noi vedem repede Vasile decizia, Amariței, victorie frumoasă, spectaculoasă pentru Amariței, care își reconfirmă renumele ăsta de un luptător super spectaculos. Un tip cu lovituri formidabile. Noi trecem din nou în studio, vom reveni pentru următoarea luptă.